Pentru că i-am văzut-o atunci, după gală. Am văzut-o la... Pe dinainte de gală a fost. Gala i-a pus, i-a pus jumate din ce a marginat. Te avea un sfert, gala jumate și mai are un sfert. Nu te mai gândi la... Dar după gala te știu. Pentru că el nu trebuie să spui că... Auzi, mama, că eu vreau cu el. Mulțumim! Gata! Cea mai tare melodie ever! Stai aici. Deci, fii atentă. Ce? Spune-mi că ce ai făcut acum a fost doar de televizor că altfel am terminat-o. Cum adică? Spune-mi că ce ai făcut acum de, că a fost doar de televizor că altfel am terminat-o. Cam dansat? Băgați și mie o muzică. No. Vedeți că se repetă. Am cerut-o melodie. S-a dat pe cadru. Băgați și mie o melodie. Când s-a băgat, te-ai ridicat din nou și după aia începeai să dansezi ca și cum n-ai nimic atât. Iar din... Și după aceea le spui la fete, vedeți că se repetă istoria. Nu, am zis că istoria. Simt că se repetă istoria. Da, ce înseamnă? Asta simte că se... Că atunci când... Că mi s-a mai băgat melodia asta de fiecare dată. Da. Trebuia, nu știu, să... Deja ai cuvântul meu de onoare, că deja începe să mi se ia grav rău de tot. Dacă într-adevăr vrei asta, ai reușit. Băi, nu cred, ai văzut? Daniela, Adriana... Adelina și Roxana, bă, așa vreți voi să vă măritați, bă, să știi, așa veneți voi la puterea dragostei. Să se taie la montaj, mă duc să f*** și nu mai intru. Nu, ca să știi, ca să știi. Așa vreți, bă, destrăbălatelor. Ai venit și în pijamale. Adelina, Adelina, Alina, Adriana. Nu ai venit. Bă, femeilor, așa, vreți, bă, voi să vă faceți situație, să vă măritați, vă faceți de râs la tine. Adelina, nu insista. De data asta nu insista. Lasă-l se calmeze. Că de-aia nici nu te lasă să te duci. Mai încerci peste o jumătate. Adelina, Roxana, Adriana și care mai dansa pe acolo și Ana. Bă, păi voi sunteți femei demne de puterea dragostei. Da. Așa vreți, bă, mai pleacă de aici, pisicole! Niște destrăbălate sunteți, nu v-ar fi rușine. Nu v-ar fi rușine. Bă, la tine aveam pretenții oarecum, că te zicem că ești gata, pa, relație. Aveți pic de respect, sunteți niște, nu știu, nu pot să, n-am cuvinte. Ce ai, mă? Ce ai, vorbește, dacă aveți cuplu. Vorbește cum era pe domnul. Dar ce-am făcut, că n-am înțeles, ce-am făcut? Cum vreți voi, voi să vă măritați, când vă bate joc, sunteți niște... Daniela! Daniela! Ce-am făcut? În glumele tale. Nu vreau că... Ce p***a înseamnă asta? Ce-am făcut? Ce p***a? Ce înseamnă asta? Ce faceți voi acum? Ce? Ce? Că am vrut să vin la tine și nu m-au lăsat. Ce? Gata, gata.
Ce gata? Gata cu tot! Am vrut să vin la gata tine, cu tot. Omule! Tu ai dansat iar! Tu ai dansat iar! Când s-a pus melodia! Am înțeles odată că ai dansat! Am înțeles că chiar ai exagerat! Da, a doua oară! Calmează-te! A doua oară! Ieși afară, te rog frumos! Te rog din toată inima mea să ieși afară! Nu ies! Atunci o să am reacții urâte! Aștept! Ne-am rugat din toată inima mea să nu am reacții iar urâte! Bine, da! Nu mai stăm. Exagerezi, frate, ce fac? Ies eu, nu pleca să plec eu! Ies eu, du-te și lasă-mă în pace! Bă, sunteți bă la faza asta, pe bune acum! Noi, te-am făcut toată, ce-i problema? Care-i problema, Nicușor? Dacă păi vă vede lumea și vă cataloguează ca fiind false în momentul ce... De ce să dansăm? Să dansăm de ce dăvim false? N-avem voie să dansăm? E bărbatul cu care ești în cuplu, aia face. L-a deranjat că am dansat? Codrus, te-a deranjat că am dansat? Sunt sub orice critică. Dar nu înțeleg ce am făcut greșit. Păi nu se face așa ceva. Codrus, te-a deranjat că am dansat? Suntem niște destrăbălate care vă dați cu... Da, și tu te învață limba română și leagă două cuvinte clare și după aia vorbește cu noi. Fii atent, că unul cu unul fac doi, da? Tu le făceai față și fără să danseze și cu cuplu și fără... Și acum nu înțeleg logica că-ți false și așa, și așa. Păi... N-aveți cum să ne câștigați încrederea, mă, cu comportamentul ăsta. Dar ce-am făcut? Că am dansat între fete, n-am dansat cu bărbați. N-am dansat cu bărbați. Păi voi sunteți femei demne de o relație, mă. Dat iar din nou și vedea. A dansat, știu. Nu, deci a vrut să vină înspre tine, i-a dat X. Adică a vrut să vină, s-a dus înspre ușă, i-a dat X, s-a întors și s-a pus muzica, a dansat din nou. A început să râdă. A intrat tot râdea. După a ieșit cu Daniel afară, a intrat înapoi și râdea. Că nu n-a știut că ești acolo pe cadru. N-ai mai văzut așa ceva. Și el e supărat, ei. Se dau răniti victime. Și uite-le ce fel fac. Și Ana și ea. Da, mă, dar abia se lase de ea, aia e problema. Abia se lase de ea acum. Doar 2 minute de când s-a luat. Am venit aici. Am luat ea, gata, am început să dansez. Am venit aici să-mi fac și o relație, să găsesc și o fată serioasă. Când văd arța bale de astea care se arată televizor. Nu, sunt, câteva cu mine sunt, nu poți să le bagi pe toată în aceeași oameni. Da, e Alina și mai e Georgiana. Sunt. Câteva fete ok sunt, serios. Alina și Georgiana. Nu le băga pe toată în aceeași oameni când e ok. Sunt toate o apă și un pământ. Ce n-are? Vrei să te duci să ce? Adelina, Adelina, scuză-mă că te duc. Tot respect meu pentru fetele care n-au dansat, pentru Alina și pentru Georgiana. Tot respect. Adelina, poate sunteți o apă și un pământ, niște care Adelina! Da, 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 da. Scuză-mă că intervinam și eu curiozitatea, dar dacă vezi că s-a luat de tine acum 2 minute, pentru ce te ridici și dai pe acolo, ca să ce? Ce să arăți? Că nu e te interesează, mea, că nu te interesează de el? Eu nu mai scot niciun cuvânt. Păi și atunci, pe asta ai demonstrat. Dar n-am greșit cu nimic. De acum încolo, tăceți un pic, vă rog. De acum încolo, nu mai scot niciun cuvânt până voi fi eliminat și punct. De ce? Atât am avut de zis. Da, de ce? Atât am avut de zis. De ce? Atât, că așa vrea p***a. Păi da, Adelina, pe bună, nu ți se pare că ești cam nesimțit ești tu. Păi tu ești în momentul ce la n-ai p***a chestiile astea să te destrăbălești, să stai cu. Nu sunt prietenă cu Ana, mă acuză pe nedrept, m-am săturat în fiecare dimineață când începem episodul să-mi facă semn pleacă, pleacă, pleacă. Nu mai vreau. Nu mai veniți după aia și să comenteze. Am încercat să vin la el. Am ieșit afară. Am egal cu zero. Am ajuns la ușă, mi s-au dat. Comenteze oricine, mă doare pe subiectul ăsta, gata, am închis. Și cereți respect din partea noastră. Am încercat și prin spate. De azi m-am retras din tot. Din comentarii, din să-mi dau cu părerea, din tot. Ce omule, păi tot, că așa vrea p***a mea. Uite, și știi foarte bine. Așa vrea p***a mea, de-aia. Știi foarte bine că am motive să fiu supărată. Da, gata, și eu am motivele să termin. Continuă cu subiectul ăsta. Încă maxim, că deja mi s-a luat. Continuă și plec direct acasă acum. Nu mai aștept gala. Acum plec acasă. Ai, aducă... Nu, nu mai aștept gala. Deci în momentul în care de momentul în care o să mi se ia acum de tot, că nu mai am mult, nu mai am mult și o să mi se ia în momentul în care o să mi se ia de tot. Dar când mai faci așa? Ai cuvântul meu de onoare. Ai cuvântul meu de onoare, că în momentul în care o să mi se ia în momentul ăsta de tot. Păi și mie tu te-ai pus în locul meu de câte ori trebuia să mi se ia mie. Când m-am ridicat de pe asta, deci fii atentă ca să știi de pe acum, că te anunț de pe acum să fie anunțat. Când m-am ridicat de aici, am și plecat direct. Exagerez, da. Bine, ca să știi. Da. Daniela, la tine aveam pretenții. La tine chiar aveam pretenții. Când se desparte de mine, în fiecare zi, bune. În fiecare zi te desparți de ea. În fiecare zi ai ceva cu ea. Băi, frate, lasă-mi în pace. Nu are voie să danseze, nu are voie să vorbească, nu are voie să nimic. Dar lasă-mi. Tași, că te bucurai că ne certăm în
Da. M-a luat de afară, disperată de viață. M-a luat de afară să danseze. Tu o trăgeai să danseze, da, disperată de viață, că asta vrei și tu. Te vrea, cred. Da, da, da. Vrea cuplul unic, da. Ce? Băi, ai uitat, ai uitat că ăsta zace pe canapea. Radu. Stai să iei pe adâna să danseze și aia, aia mai deșteaptă ca tine, aia chiar face ce zici. Eu i-am zis să danseze. Mai puțin inteligentă se numește, da. Asta se numește. Nu, mulțumesc, adică chiar îți complete. Adică suntem două p***e că ce că am dansat. Dacă ți-am zis, oprește-te că deja exagerești și ai continuat. Dar m-am oprit. Nu, nu te-ai oprit. Cum? Ai continuat să dansezi. Nu te-ai oprit. I-au plecat umeri. E melodia mea, Radu. Păi, dar era bine melodia că ei. Te pune melodia ea ta, a venit danseze la mine și mi-a zis că e melodia ei și am dansat. Dansează pe melodia ta, să rămâi cu melodia ta. Te despați de mine că am dansat. Aseară dansai singură. Cântă Adriana. Zici. Zice, zic. Problema e de ce face chestia. De ce simt ea să... Dacă aveți... Nu, că n-am cui să cer. Dacă aveți să-mi dați și mie 100 de lire, că vreau să plec acasă, vreau să mă atac. Da, avem, Radu, termină! Aveți? Da, avem, avem! Hai că vin! Termină, Radu! Termină, Radu, uite, o să vezi că termin. Și stai să vezi, că de data asta nu mai vorbesc prost. Că fratele tău nu mai vorbește prost. Fratele tău vorbește pe bune. Ioana, să-i dea Alex! Am și eu 50! Hai să ai mână cu mână pentru Radu! Hai, hai să rezolvăm această zi! Mor, hai să-i dăm să plec! Hai să văd eu cum plec! Băi, Radu, gândește-te, mai gândește-te. Radu, Radu, ai exagerat. Dar mai gândește-te o dată. Exagerezi. Dar mai gândește-te o dată. Mai gândește-te o dată. Păi nu te dă bani. Exagerezi. Am 70. Radu. I-ați dat banii? Da. Cât? Radu. I-am dat un 110. Radu. Îi mai dai înapoi? Îi mai dă? Pentru niște amărâte de subiecte îți dai viața și vorbești urât de tine. Nu am vorbit niciodată urât de tine, Georgiana, tu te iei de ei. Stai că așa e. Am văzut poze cu iubita lui din România în pat cu Claudiu, fostul concurent. Oh, foarte bine, asta zic. Prieteni, pune mâna de la mână să merge acasă. Ia. Vrei să mergi acasă la aia? Dai. Lasă astăzi, prieteni, băi, vă hotărâi. Nu am zis că suntem prieteni, că nu mă sărut cu prietenii mei. Ai, l-a pupat sub buză. Mamă, mamă, mamă. Băi, ai venit în emisiune de dragoste, asta se presupune că... Să găsesc un om capabil și conștient, măcar mental. Tu ești... Cele care au făcut aceste chei au fost recunoscute de către oamenii care au duplicat chei. A venit la un moment dat pe șustache, cum se zice la noi, că, ca și cum s-ar fi văzut cu Ana în afară. Nouă ni s-au indicat două fete care ar fi fost pe rând să facă duplicat, respectiv. De ce te-ai băgat în toată această treabă? Dacă păi când ne-am apropiat, eu nu știam că el urmează să plece. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.